Pădurilor și afară. Dar ce a făcut? Ce a făcut? Deranjat acolo. Deranjat? Hai, hai repede! Hai că trece toți suporterii, hai! Hai că trece suporterii, haide! Ce fel de suporteri? A venit la meci? Da. Pe nou, pe nou! Stelica, dai drumul acolo, Stelica! Da, mă, fiecare e treaba. Ce e, mă? Bă, asta l-a dus-o, mă, stați de vorbă, n-a dus-o pe asta! Stați de vorbă, o dau pe asta afară! Stați de vorbă la vecinu, o dau afară! Dau afară! Dau afară de toată! Afară de tot. Aceea e pază privată, dar la orizont vedem poliție. Din suporterii Ultrașii. Pericol public, trebuie să le curățim peisajul, să nu vadă oameni săraci. Se revoltă. Corect. Și poliția asistă la revoltă. Nu-i poliția, a dispărut. La o parte că vine galeria. Poliție și jandarmerie. Și presa. Și mascații. Oho. Pericol public. Vine trenul de Suceava. E înconjurat cu jandarmi și cu poliție. Din dușmanii. vehiculul public. Cad bucăți din Gara de Nord. Deci nu trebuie să vină vandalii ca să vandalizeze. Da, da. Bine, bine. Hai, tata. Dar interesant cum vin suporterii Petrolului cu trenul de Suceava. O fi fost la meci la Suceava și acum se întorc prin București. Ciudat. Și ăsta e publicul călător. De rând. Inclusiv refugiați. Din Ucraina. Dar nu putem să-i deosebim decât dacă vorbesc. O, și un cățel. Încă un cățel. De fapt, da, trenul de Suceava putea să vină pe la Ploiești. Nu prin... Cel mai probabil sunt refugiați. Dacă și copiii cară bagajul. Încă un câine, băi, frate. Pericol public. Gata. Interesant, le-au dat bilete separat sau îi țin și pe alți oameni izolați acolo cu huliganii, cu ultrașii. Sunt așa de periculoși. București, Suceava, unul se revoltă, vrei să le ieși în acolo. Este galerie locală. Probabil ploieșteni din capitală. Reporter amator. Digi Sport. Mecanicul de locomotivă. Urgia. Am întâlnit și turiști în gară, veniseră din Cipru. Sau din India mai ieri. La începutul săptămânii am întâlnit o familie chiar cu copii. Veniți din India în turism. Că e înățat un porumbel pe umăr. Un mic cataclism pe timp de pace. Venirea ultrașilor în gara. Exerciții periodice pentru poliție, jandarmi și altă infrastructură. Sunt atât de periculoși? Эти болельщики, футбольные болельщики едут. Едут футбольные болельщики? Сегодня играют в футбол? Футбол играют, да. Румыния? Нет, внутренние клубы, Бухарест и Плоешти. Цифры ключ? Нет, из Плоешти, Петролу Пloiești. Петролу Ploiești, да. Такие люди, да, такие полиции охраняют. Да. Космонавты. vedeți așa, vă rog, frumos, pe partea asta. Vedeți o parte. Atenție, trece ursul. Можно и это, да. Treacă de aici, prin sala principală de bilete. Eliberați, faceți coridor. Și sunt peste 120. Wow! Dau cu petarde. Pregătesc de ce mai rău. Parcă au venit minerii. plecat petrolul din cauza voastră. Sunteți rasiști. Capitale!